Vă salut de aici, de la Odorhei din pădure. Suntem aici să facem o scurtă prezentare despre gama de off-road a anvelopelor BKT. Mă numesc Bogdan Diaconescu, practic acest sport de mulți ani. Din 2013 merg la competiții și acest profil care l-am de lângă mine este unul din preferatele mele, pentru că l-am folosit încă din 2013 în competiții și nu am fost niciodată dezamăgit de această anvelopă. Se cheamă BKT AT11 HD. Se cheamă așa pentru HD, pentru că cretele acestea care le vedeți, există și varianta fără HD. Sunt mai înalte în profil și am folosit această anvelopă pentru că este bună și în cazurile în care este noroi mai mare. Ce m-a uimit la aceste anvelope este faptul că foarte rar faci pană cu ele, ceea ce pentru competiție e un lucru extraordinar. Îmi place gripul lor, este extraordinar, pot să zic. Un alt avantaj este că această anvelopă nu are un sens de rotație. Se poate folosi în ambele sensuri în momentul în care te dai una, două curse în direcția aceasta, după aia poți schimba și întoarce anvelopa și folosi de asemenea, o să ai un grip la fel de bun ca la început. O altă chestie minunată la această anvelopă este faptul că carcasa este foarte, foarte flexibilă. Prea șocurile, extraordinar, orice piatră, rădăcină se mulează efectiv pe profil și nu pierzi gripul în absolut nicio situație. Deci știi imediat cum răspunde ATV-ul, pentru că ești încredințat că această anvelopă își face treaba. De asemenea, vreau să vă mai prezint acum un profil care mi este foarte drag și care, în general, băieții care se dau extrem deja au început să-l cunoască și cred că mulți îl îndrăgesc. Acest model se cheamă BKT W207, care a apărut acum și în variantă pe 26 cu profilul mult mai mare. Este undeva aproape dublu acel profil la anvelopa de 26, dar pentru pădure recomand acest profil. Aceasta este o anvelopă care eu o folosesc pe ATV-urile utilitare, în general în condiții extreme. Nu este o anvelopă de care să o utilizez pe stradă, pentru că are o textură foarte moale, iar lucrul acesta face ca uzura să fie un pic prematură pe asfalt, dar în pădure se comportă extraordinar. De asemenea, carcasa, tot la fel ca și la celălalt model, Și textura anvelopei este foarte bună, prinde foarte bine, are grip foarte bun în orice context, și pe frunze, și pe iarbă, și pe piatră prinde bine. Și este un profil care deja este cunoscut în România, zic eu. Pentru cei care utilizați ATV-ul, să zic, și pe stradă sau faceți un traseu mix, aș vrea să vă prezint acum. De fapt, a apărut anul trecut această anvelopă, se cheamă BKT Sierra Max. Este un profil, ca să zic așa, care ține și pentru cei care vor să meargă pe asfalt. De asemenea, la piatră ține foarte bine dacă folosiți drumurile forestiere, unde probabil o să întâlniți multă piatră. Acolo o să vedeți că anvelopa aceasta se comportă foarte bine. Nu face ciupituri în crampon, de asemenea are o aderență foarte bună, nu se înțeapă ușor. De asemenea, carcasa este foarte, foarte moale și la acest profil vă ajută să vă preia din șocurile suspensiei și nu să simțiți așa denivelările din teren. Și eu zic că aceasta este o anvelopă pentru toate terenurile, ca să spun așa. Deci cei care nu faceți cu ATV-ul extrem, puteți să folosiți această anvelopă. Este calitate de top, ca și celelalte.